Să le tai salariile, să nu le tai salariile. Să le tai salariile, să nu le tai salariile. Să le... Nu, șeful! Dar știți că s-a scumpit tot în piață, șeful ăla e dracu cu guvernul lor cu toți. Ce zicea? A, ziceam și eu așa, șeful, nu, zicea la întâmplare așa. Am luat tot ce mi-a scris pe listă, șef. Bravo, mă lăsi că ești mare. Aș putea să fiu și mai mare, șef. Că am și o diplomă cu facultate, că sunt inginer alimentar, șef. Și aș putea să-mi dai și mie ceva mai... Ai nebunit? Vrei să-mi sară ăștia în cap? Să-mi urle presa? Să-mi pun eu șoferul, consilier în guvern? Păi ce să faci tu în guvern, măi, Mariusică? Păi cum ce faci? Gusta mâncarea și băutura înaintea dumneavoastră. Păi și de ce trebuie să guste cineva mâncarea și băutura mea înaintea mea? Păi cum, șeful? Păi, adică ăștia mari n-au? Păi adică joară, dacă vrea să vă otrăvească joară, ce faci? Nu trebuie să aveți un ăsta, nu? Eu, da. Vedeți, eu. Eu nu-i gust mâncarea lui Băsescu de frica lui Joana? Nu. De azi te fac degustător, șef. Mâine să te prezinti la serviciu. Să vă dea mie sănătate, șeful, că mare sunteți. Boierul, tot boier, că știi. Ha, era să uite, cineva afară și că-i surpriză, nu știu ce. Surpriză? Da. Păi să intre. Să vină. Haideți-vă. Servus, unchiule Milo. Servus, Mihaela. Dragă, servus. Oh, ți-am adus bomboane de alea de care îți plac ție. Ioi, din ăsta n-ai. Foarte bun, să le dezgustul. Bagă. Oh, unchiule, am venit să-mi iau post în primire. Ce post, drăguță? Orice post, dar să fie la guvern. Voi ați nebunit? Cum să te pun eu, nepoata mea, consilier în guvern? Tu l-ai, doamne, dar ce are? Zici că-s nepoată de gradul 6. Și cine o să creadă asta? Nepoată de gradul 6 și o cheamă tot Boc. Ai auzit? Tot Boc. Nu! No, zici că e coincidență de nume și gata. Ioi da. Ioi da. Păi la Băsescu și la Fisa nu-i tot la fel? No. Coincidență de nume? De mâine este prezint la serviciu. No, servus, unchiule. Mersi, te pup. Te pup, Mihaela, dragă. A, era să uit. Ioi. Ți-a trimis tati o surpriză. Ioi, dragul de el, ce surpriză? Hai, stai să vezi. Servus, bunica, servus! Să te pupe, bunica! Na, parcă mai crescut ceva centimetri de când l-am văzut ultima oară! Da, da, bunica, am crescut... Ce cauți matea aici? Na, am venit să servesc patria! Cum adică? Mă uit așa, că guvernarea e grea, să ajung și eu cu ce pot! Cu ce să poți ajuta matale, bunică? Nu vezi de ce stadiu ești, adică bătrână? Na, bătrână, bătrână, dar mai pot! E să ajung și eu acolo, pe unde pot, da, mă spus, buliță, că mi-e greu! Ați nebunit cu toții. Cum să te bag în guvern când eu mă lupt să elimin cumulul de pensii cu salarii? La ce să te bag în guvern? Păi cum? Mă bag și pe mine acolo, la interne, na. Bunică, nu ți-ai luat pastilele? Cum să te bag la interne? Uite așa! Păi ce? Am experiență, păi treabă bună, că mă bănăvesc la spital, la interne mă bagă. Ioi. Ioi da. Ioi da. Udrea știe unde e Norvegia? Hai, nu știe. E ministrul turismului? E. Mâine este prezis la serviciu. Hai să te țuce, bunica! Ai, dragă, stai că mai am pe cineva aici! Hai! Hai! Băi, mirică, dacă te stai! Hai la loc acestea, băi! Te ajut mare la București! Dar uite, am adus-o ca să nu uiți niciodată de unde ai plecat, taică! Nu! Nu uita, taie, nu uit. Bună seara, stimați telespectatori, iată o nouă ediție Dan Diaconescu, în legătură directă cu dumneavoastră, telespectatorii noștri fideli, sunteți foarte mulți ca în fiecare seară, noi așa, numai aici la postul nostru de televiziune, unde se poate întâmpla absolut orice, iată chiar și prezentatorul a fost băgat de către domnul Tolea într-un tomberon, adică eu de atunci am foarte multe coșmaruri de zi, coșmaruri de noapte și mai departe, de câte ori merg pe stradă și văd o ghenă sau un tomberon, imediat mă duc pe trotuarul celălalt, pentru că am o frică și o fobie pe care am căpătat-o de la acel eveniment, tocmai de aceasta și pentru multe altele, l-am chemat alături de noi pe acest individ, acest inventator, este domnul Octavian Belivacă. Bună seara, domnul Belivacă. Bună seara. Da, bine, când vă cheamă Belibou. Da, iertă-ți-mi. Foarte. Da, această glumă îmi permit, pentru că este postul meu, garsoniera mea. Domnule Belivacă, cu ce vă ocupați dumneavoastră, în ce sunteți expert, nu-i așa? Da, sunt specialist în sistemele de
protecție inventată de mine. Da, câtă logică, bine că nu sunteți expert în sistemele altora. Nu-i așa? Haideți să ne...